fost în ziaristă, în ziaristă, în ziaristă, da. Și nu uiți de unde am plecat. Ca și comentator sportiv, am participat la 13 ediții ale Jocurilor Olimpice. 8 ediții de vară și 5 ediții de iarnă. Cunosc foarte bine protocolul olimpic. Așa cum există o carte europeană a drepturilor omului, semnată de foarte multe state, există și o carte olimpică semnată de țările membre ale Comitetului Internațional Olimpic, un organism care poate vă surprinde, are mai mulți membri decât Organizația Națiunilor Unite. Deci Comitetul Internațional Olimpic este o organizație de mare influență în sportul mondial. În Carta Olimpică sunt câteva capitole pe care le-am trăit personal prin participarea la edițiile olimpice. E vorba de drapelul olimpic, acel drapel al cu 5 cercuri înălțite, care semnifică universalitatea sportului și cele 5 continente pe care se practică sportul. Apoi, după drapelul olimpic, la fiecare ediție, la festivitatea de deschidere, se intonează imnul olimpic. A fost compus de un grec, Spiros Samaras, se cântă și simultan se înalță în tatar final drapelul olimpic cele 5 cercuri. Urmează un al treilea moment protocolar, aprinderea plăcării olimpice. Această placă olimpică provine din localitatea Olimpia, de lângă Atena, unde s-au organizat întreceri olimpice în antichitate. Placa este aprinsă de la razele soarelui, pe o preoteasă, se spune, și apoi transmisă cu ajutorul unei ștafete, din om în om, uneori folosindu-se și un vapor sau un avion, cum a fost cazul în Jocurilor Olimpice din continentul australian, din România, sau din continentul nord-american, aflat la 96. Deci o ștafetă olimpică de 10 de mii de kilometri, membrii acestei ștafete, purtând în mână copia unei torțe olimpice. Este un ritual pur sportiv, nu a fost folosit niciodată de cineva în scopuri olimpice. Placa olimpică rămâne un simbol al olimpismului și vă spune asta un om care, datorită propagării ideilor olimpice, a fost distins și cu cea mai înaltă onoare a Comitetului Internațional Olimpic, care se numește Ordinul Olimpic Corangul de Aur, pe care l-au mai primit și Nadia Comăneci, și Ivan Pasaicu și alți mari sportivi de loc. Eu n-am avut sport olimpic, am practicat un alt sport, dar am propagat cât am putut ideile olimpice, ceea ce fac și acum în fața dumneavoastră, susținând că placa olimpică trebuie să rămână un simbol al sportului olimpic, al sportului mondial, nici de cum un instrument pentru campanii electorale, pentru interese politice. Un mare campion olimpic din 1936 de la Berlin, americanul Jesse Owens, campion olimpic în probele de 100 de metri plat, 200 de metri plat și stafeta 400 de metri plat, la festivitatea de premiere, vă reamintesc, Berlin, 1936, Hitler nu i-a întins mâna pentru că era un campion de culoare. Deși se afla pe prima treabă a postului, lui nu i s-a strâns mâna. Și spunea Jesse Owens, să-mi amintesc, o strângere de mână este mai importantă decât o medalie.
ea simbolizează prietenia, un sentiment foarte important în relație dintre. Acum, raportând cuvintele lui Gesi Oros la situația actuală din România, tare m-aș bucura dacă la începutul, în prima zi a referendumului, într-o secție de votare, cei doi șefi de campanie, domnul Vasile Blaga și domnul Rezu Peneciu, s-ar întâlni și ar strânge mâna, afirmând că relațiile interumane sunt mai importante decât opțiunile politice. Vă stau la dispoziție pe eventuale. Nu știu cuvânt cu cuvânt ce scrie în Carta Olimpică, dar în orice caz este unul dintre simbolurile olimpice. Poate greșesc de fapt formularea exactă, care nu poate fi folosit în alte scopuri, nu apare cuvântul politic sau politic, în alte scopuri decât cele ale provocării politice. Vacăra aceasta, purtată din mână în mână, din țară în țară, peste mări și țări, cum se mai spune, este o ștafetă a prieteniei, a înțelegerii, a olimpismului, care înseamnă cinste, corectitudine, onoare, demnitate, spirit de fair play, toate aceste noțiuni incluse în spiritul olimpic pentru care au predat sute de ani oameni importanți, începând cu baronul Gheorghe Cumberțean, dacă ați aflat că este un deneitor de Jocurilor Olimpice Moderne, cele din 1896 de la Atena, continuând cu ceilalți președinți ai Comitetelor Internaționale Olimpice, spaniolul Juan Antonio Samaranch și actualul președinte belgianul Jacques Rogge. Ar fi foarte neplăcut pentru România, acum în preajma Jocurilor Olimpice de la Londra, la 30 ediția să le trezim cu o atenționare, un avertisment, cu tragere de mânecă, cum se spune în povăr, referitor la faptul că cineva, nu contează cine, cu o torță olimpică, cu o copie a torței olimpice în mână, a ținut o teorie electronică și nu una pentru sport. Celor care practică sportul pentru sănătate. Dar am amintit să se întâmplă odată ca acest comitet să sau să fie avertizat pe cineva pentru folosirea acelor lași simboluri de sport? Nu, nu s-a văzut că nu i-a ideea asta de folosire. Imaginați-vă că la un meeting electoral apărea cineva cu steagul olimpic. Chiar scanda, nu știu ce, slogan. Deci asta ne-a mai zis. Steagul, drapelul olimpic, scrie cel folosit. Placa olimpică deja a intrat în uzanță, mitingurilor electorale. Ce ne mai vreau? Imnul olimpic nu se va cânta, pentru că fiecare formație politică are acum imnul ei propriu. Și o ultimă întrebare, ați propus domnului Ferenciu să Da, la cuvintele mari din campionul olimpic Gesi Oros, care dragă strângere de mâini este mai importantă decât o medalie, pentru că ea înseamnă prietenie. Și m-am gândit și așa cu mare care simț al norului, zic cu ceea ce locul meu mi se pare o utopie. Relația interumane de la vechi și când atât de deteriorate, încât nici nu ne mai salutăm pe stradă, dacă avem moțiuni politice diverse. Ca acei șefi de campanie, câte știu, domnii Vasile Blaga și Gheorghe Peneciu, să strângă mâna la o secție de votare înainte de începerea referendumului, afirmând, repet, că relațiile interumane sunt mai importante decât opțiunile politice. În fond,
Vom rămâne să fim împreună în această țară. Suntem unii dintre noi prieteni, alții amici, alții colegi. Nu ne scoate motiv pentru că avem păreri politice diferite. Asta este o chestiune absolut individuală. Nu te îndeamnă nimeni să spui ceva. Libertatea de exprimare o cunoașteți dumneavoastră, jurnaliști, mai bine decât oricine, cei importanți are. Deci, ce are utilitate cei doi șefi să strângă mâna? Părerea mea, un gest politic. Deci, în afară de domnișoara din dreapta mea, ceilalți colegi de breastră, doloviți, probabil, și de breastră, da. Nu mai sunt interesați. Ia, uite că am o stărniță și nu mai să suntem lămuriți. Da. Sunteți lămuriți. Lămuriți. Da. Înseamnă că am fost